Următoarea noastră invitată se pregătește intensiv de un eveniment important. Primăvara va fi mai frumoasă cu un concert pe care îl pregătește în curând. Adriana Ochișanu e plină de inspirație și abia așteaptă să ne spună mai multe detalii cu care urmează să ne surprindă în curând. Bine a revenit! Bine, welcome home! Welcome home! Thanks! Thanks! How is your English, darling? My English... bad. So, yeah. So let's have some cheers. Cheers. Adică, cheers. Noroc. Okay, hi, cheers. Hi, some cheers. Cheers. And thank you that you are here. Mulțumim celor de la Priori că sunt alături de noi. Ba, dar prostic că ai venit. Voi aici. Așa? La vorbe bune. Dar bine trăiți voi cu șampanie, cu... Păi, se pare așa simplu. Ai fost... pentru că noi, de când o vânăm femeia asta, știm cât e de ocupată. Și, uite, mă duc, dar după și vin. Povestesc și de una și de alta. Da. Povestește-mi despre state. Deci... m-am întors de curând din America. Ce să vă spun, impresii frumoase, dar așteptările mele au fost cu mult mai mari, sigur, da. Ceea ce am văzut în America are și minusuri și plusuri. Oamenii străzii, foarte mulți oameni ai străzii am văzut în centrul orașului. Chiar și în Los Angeles, chiar și în Las Vegas și în San Francisco. Dar foarte, câte foarte, zile foarte ați mulți stat? Pentru că 10 zile am 10 stat. Zile. 10 zile am stat. Mi-a plăcut foarte mult Las Vegas. Foarte ai frumos. Jucat? Nu am jucat cu curentul. Cu curentul n-am jucat. Nu, nu, nu. Nu sunt eu. Nu ești împătimită, nu? Azartnică nu sunt și împătimită nu sunt. Fac foarte mulți asiatici. Chinezi, cheltuiau bani. Chinezi foarte mulți vin chiar cu propriul avion. În chiriați, să ai și tu. Da. E. Na. Eu mulțumesc cu ce am. Nu vreau mai mult decât îmi doresc. Am fost și am vizitat cele mai frumoase hoteluri din Vegas. Sunt 4 sau 5 care sunt cele mai faine. Ce să vă zic? O frumusețe. Dar voi în care hotel ați stat? Noi am stat într-un hotel tot foarte frumos. Și cât costă o noapte de cazare acolo? Nu mai știu cât costă. Că n-ai plătit tu. Nu știu. Dacă plăteai tu. Nu știu cât costă, dar în hotelurile astea care spuneam eu, sunt foarte scumpe camerele, foarte scumpe. Dar într-un hotel e ca un orășel, ca să înțelegi. Este, și, sunt și restaurante, sunt și... spa-uri. Tot ce dorești, și magazine, cele mai mari. Păi, intri acolo și mai ieși. Da, scumpe branduri. Ai făcut shopping? Normal că am făcut shopping, normal, sigur. Ce? Cu ce ai venit? Cu câte bagaje ai plecat și cu câte bagaje ai venit? M-am pornit cu unul și am venit cu trei. Da. Ce ți-ai luat? Ei, un bagaj era pentru Miha, păi nu ți-e încălțăminte. Eu mi-am luat încălțăminte, rochii, ei, genți. Da, a fost frumos. Produse la de Vegas, machiaj. De ce zic la Vegas? Pentru că a venit sormea cu cumnatul meu. Ne-am stat, v-ați întâlnit atât acolo. De frumos și atât de bine. Ei, da, din Canada au din zburat Canada acolo. Au zburat, da. Pentru că fac 2 ore până în Las Vegas, din Calgary. Și atât de frumos 3 zile ne-am distrat. Am fost în cele mai frumoase locuri din Las Vegas. Am vizitat, am mers pe străzile nocturne ale Las Vegasului. E o frumusețe, o nebunie. Cu limuzina? Ei, cu limuzina. Nu, pe jos, că suntem moldoveni, nu suntem americani, da. Pe jos, că e sănătos. Se vede că este un oraș artificial făcut. Doar pentru a scurge bani. Pentru a scurge bani, exact, bravo. Asta e denumirea. Da. Un oraș foarte scump, pentru a scurge bani. Da. Uite, de obicei ai noștri pleacă acolo să facă bani, să cânte, și... dar tu, în sfârșit, ai fost doar cu vizitatul. Cu vizitatul, dar doar oamenii, cu vizitatul. Dacă te-au văzut pe acolo, că ai văzut, ai trebuia postat... să am un spectacol în Chicago, dar nu ne intersectam, ceva cu probleme cu timpul, cu zborul, nu reușeam, nu știu, ceva ne-a dat peste cap și am refuzat și am zis mai bine înainte de sărbătorile de Crăciun, atunci vedem, organizăm în voie, nu în pripa așa, hai în galop, nu se fac lucrurile bune, trebuie aranjate așa frumos, din timp.
Dar uite, da, de cât timp pregătești concertul? Pentru că e un concert așteptat de foarte mulți oameni. Concertul pregătesc de jumătate de an, da. Foarte așteptat, sunt foarte bucuroasă că lumea... Se vând biletele că până caldă? Se vând, da, da, se vând biletele. Nu, nici nu m-am așteptat că așa va avea o priză. Ei, cum te-ai aștepta? Măi, că ești la dintre cele mai iubite interprete. Măi, știi, este o vorbă, până bei șampanie, nu riști, știi? Da. Trebuie să riști ca să bei șampanie. Asta e. Pentru lume e ceva nou. Vine... Vin cu o surpriză pentru spectatorii mei. Oamenii dragi vor fi acolo în primul rând sau în spate, în culise? Cei mai dragi și mai apropiați oameni vor fi, normal că vor fi în sală, rudele mele, prietenii mei dragi, cei mai dragi oameni. Mihaela? Mama, spre fericirea mea, va veni pentru prima dată la spectacolul meu, patru ani urmă, n-a reușit și îți dai seama, peste hotar este foarte greu să vii și mama lucra atunci și uite, are o bucurie foarte mare că în sfârșit va fi de ziua mea în sală și mă va susține mama mea. Da. Tare mă bucur pentru tine, pentru că ești iubită și eu tot vreau să ajung la spectacol. Mare drag să invit, draga mea, cu mare, mare drag. Vă invit pe toți, dragii mei, la acest spectacol. Un spectacol extraordinar, mult așteptat de mine și de voi. Veți avea surprize minunate. Eu îmi doresc din tot sufletul să iasă așa cum îmi doresc eu, sper că o să iasă, să fie bine și să rămână toată lumea mulțumită, cei care vor veni la acest spectacol. Știu că mulți dintre voi poate vreți, dar sunteți fie departe în țară, fie peste hotare. Noi tot o invităm și mai cânt un cântecel, mai cânt un cântecel. În 2-3 ani adunăm spectacolul aici la TV. Ce ne cânti astăzi? Cu mare drag voi cânta o melodie frumoasă. Așa, săltăreață. Așa, cum altfel, da. Minunată, la slăbește mari. Pe zi ce trece, păi, e tot mai frumos. Bătăi de cap am eu, normal trebuie să facem față. O să ajungi ca mine la spectacol. Cu siguranță. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim o seară frumoasă în continuare și vă lăsăm acum în compania Adrian Ilchișanu. Uite neamul, ei unde joacă gospodarul jos amparul, să trăiască neamul. Știi omul să petreacă ca să-i placă și să-i și ghini. Ei moldoveanu unde joacă să-l întreacă, nu mai are și ni. La zile mari ne adunăm și sub călcă-i pământul sată. La gospodari o bucurie nu se trece nicântate. Paharul sus și să uităm de tot și nu ne face ghini. Și unul plus ca să petreșim toți așa cum se cuvini. Și-așa, 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 mă! Sufletul și-l poartă și petrece în veselie cu mândrie la o zi însemnată. Dar n-are omul anii omii să-și mângâie sufletul și-l poartă și petrece în veselie cu mândrie la o zi însemnată. La zile mari ne adunăm și sub calcă-i pământul saltă. La gospodari o bucurie nu se trece nicătate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu ne face ghini. Și unul plus ca să petreșim toți așa cum se cuvine. Show!
ceasul mai țini. Ei, și la muncă hărni și ia sănătatea, că așa ni ghini. Toți ni Doamne, bucuria, bunătatea, pasul mai țini. Ei, și la muncă hărni și ia sănătatea, că așa ni ghini. La zuri mari ne adunăm și suca, că-i pământul salte. La gospodari, o bucurie nu se trece nicântate. Parul sus și să uităm de tot ce nu ne face ghini. Și unul plus, ca să-i petreșim tot.